dimineață, stimați colegi, dragi elevi, dragi studenți, nici nu mai știu ce mai sunteți masteranți, dragi noștri colaboratori, mă bucur tare mult să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră. Experiența aceasta buclând, să știți că la un moment dat v-a lăsat niște urme puternice pentru fiecare dintre voi, mai ales pentru cei care încă nu sunteți studenți, pentru că vă deschide niște oportunități. Fiind totuși un cadru universitar, cel în care ne desfășurăm astăzi, iată și această întâlnire până la urmă festivă, e bine să aveți în vedere faptul că orice întâlnire, nu neapărat cu un mentor, orice întâlnire pe lumea aceasta, la un moment dat poate să lase urme puternice în sufletele și în cariera voastră. Așa încât eu astăzi, așa cum sunt uzanțele acestor întâlniri și așa cum a fost făcută recomandarea de către organizatorii de la București, o să încerc să vă spun câteva lucruri și despre mine, dar în mod deosebit aș vrea să vorbim la modul foarte general și foarte aplicat așa pe zona de suflet despre două lucruri care cred că ar trebui să ne intereseze pe toți. Primul dintre ele este ce înseamnă să fii profesor. Toată lumea are această imagine a profesorului care stă undeva dincolo de catedră, transmite foarte multe și prea rar o să ne întrebăm ce este dincolo de persoana aceasta care, iată, este în fața elevilor, în fața studenților, din ce se construiește destinul unui profesor. Și al doilea lucru pe care vreau să încercăm să discutăm împreună ar fi cel al importanței de a întoarce către lumea din care te-ai revendicat, familie, societate, țară, cam tot ceea ce obții în anii de școală. Adică să vorbim despre importanța de a rămâne în România și de a face o carieră aici. Departe de mine, gândul să vă dau un model personal, studenții care sunt aici de față și să știți că astăzi au venit numai ca să fie sigur că nu-i voi pica la examen, din alte rațiuni ar fi venit, Doamne ferește, o să vă spună și eu în moment dat asta, vă înțelegeți. Știu foarte bine că orice pe lumea asta aș accepta, dar nu să vorbim neapărat despre niște modele care sunt mereu în fața ochilor noștri. Nu prea cred în ideea de modele și nu prea cred, filolog fiind, nici în ideea de personalitate, personaj al lumii culturale care are drept de viață și de moarte asupra unei cărți, asupra unei cultural. Din contră, cred că fiecare dintre noi, în funcție de orizontul nostru de așteptare, avem dreptul și avem obligația să gândim lumea cu propria noastră minte. Eu sunt chiar genul de persoană care am fost lăsată din fericire să gândesc lumea cu propria minte și să fac, hai să zicem, ceea ce îmi place. Pun o întrebare și chiar vă rog să răspundeți cu onestitate, să ridicați mâna cu onestitate. Dragi domnișoare și doamne, câte dintre dumneavoastră în copilărie v-ați înșelat păpușile, cățelul, mâța, ce mai fie acolo ursulețul, și le-ați predat ore. Asta pe vremea când eram la grădini. Chiar vă rog să ridicați mâna câte dintre... Uite și feciorii avem, ceea ce este extraordinar de frumos, căci profesoratul ține și de zona dascălilor. Da, vă rog, poftiți. Măi, cam asta mi s-a întâmplat și mie. Invariabil încă nu eram la grădini și aveam sentimentul că pot să ne duc păpușile. Vreo 14. Înșirate invariabil pe canapea și predându-le niște lecții, așa cum numai un puști de 4-5 anișori știa să facă, la fel cum ați făcut și fiecare dintre voi. Așa încât am descoperit că dacă doresc să fac ceva în viața asta, este să lucrez cu oamenii. Drepticalea mici nu prea aveau drept la replică, dar îmi imaginam cam cum îmi răspund ele la examenele pe care le dădeam cu ele, păpușile. Așa încât s-a întâmplat să fiu lăsată să urmez o carieră care să fie altfel decât cea a părinților mei, radical diferită, mama farmacistă, tata inginer, eu pui de filolog, vă dați seama că a fost o spaimă existențială și asta se întâmpla cu 100 de ani în urmă în prin sistem comunist. N-au prea înțeles mulți din jur ce mă apucă pe mine să fac filologie și să-l doresc să mă fac profesor într-o lume care nu era foarte bine așezată la momentul respectiv. Și totuși am avut această șansă să devin profesor. Și nu despre evoluția mea, dacă trebuie să pot spune două vorbe, că am terminat Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, da, cu 150 de ani în urmă. Ulterior, Facultatea de Istorie și Filosofie și Litere a Universității din Timișoara.
După care am ajuns în Alba Iulia, dascăl la Colegiul Național Horea Cloșca și Fișan, unde foștii mei profesori ne-au devenit peste noapte colegi, ceea ce a fost extraordinar de frumos și de important. Și încet, încet am ajuns, iată, să fiu alături de colegii mei care acum mai chidez să facă poze, că știu că am emoții și vor să mă prindă să mă pună pe Facebook, că de asta fac poze ăștia micicii. Am ajuns, iată, cadrul universitar la Departamentul de Filologie al Universității din Alba Iulia. Și m-aș bucura să stăm să discutăm și despre carieră, dacă vreți, și despre ceea ce înseamnă destinul acesta de profesor de cultură și civilizație românească, iar că sunt și colegi de la istorie, foștii mei colegi din tinerețile noastre liceene, sunt aici de față și mă bucur și vă mulțumesc pentru prezență. M-aș bucura să discutăm despre un lucru care, nu știu de câte ori avem răgaz să-l dibuim așa în sufletelul nostru, respectiv despre întâlnirile fundamentale din viața noastră care ne construiesc. Vă pun o întrebare. V-ați gândit că pe lumea asta există oameni constructori și cărți constructori? Evident, metaforic vorbind. Întreb. Dincolo de mama și tată, care sunt rădăcina, tulpina, floarea destinului nostru, există undeva în mintuța noastră un personaj care ne-a traversat destinul sau care este lângă noi, pe care îl putem numi la modul sincer dascălul nostru de suflet, aștept niște răspunsuri. V-ați gândit ce vă trece prin minte? Nu neapărat profesor. Îți poate fi dascăl trecătorul de pe stradă care ți-a numit din anumit fel. Îți poate fi dascăl bunicul care ți-a citit niște povești și care te-a făcut să numești, să iubești lumea imaginarului. Îți poate fi dascăl un cerșetor de pe stradă care ți-a dat o lecție de bună cuvință. Sunt enorm de multe tipuri de dascăl pe lumea asta. Așadar, îmi dat niște exemple de oameni care simțiți voi că v-au construit un pic, dau prin mine. Fratele meu, de ce? Foarte frumos. Fratele meu, pentru că l-am considerat un exemplu, mi-a zis un model, din punct de vedere al carierei. Minunat. Iată, ne raportăm la oameni care ar putea să ne împlinească, dar să ne alte variante, da? Perfect. Te rog. Părinții mei. Părinții mei, absolut. Să traverseze niște praguri, și ca oameni, și ca profesii. Minunat, mulțumim. Multe opțiuni. Te rog. Minunat, iată oamenii care te susțin și îți cultivă până la urmă talentul și harul, da, categoric. Ei, vreau să vă spun că astfel de oameni, mi-a spus și mie Dumnezeu în cale, din belșug, mi-a scoate și astăzi. Și aia să vă pun în dreptul inimii câteva întâmplări, ca să vedeți că totul pe lumea asta, în cariera dumneavoastră de elevi sau de studenți, toate întâlnirile sunt la un moment dat întâlniri fundamentale. Și o să încep cu o mică secvență din experiența mea timișoreană. Încă o dată spun, în plin sistem încă neașezat, de după Revoluție, când o Alba Iuliancă quasi necunoscută ajunge în Timișoara între străini, eu eram asta, și întâlnește genul de profesor, profesorul cel mai temut al Universității din Timișoara, nu dăm nume, care a găsit la un moment dat o formă extraordinară de a ne face pe unii dintre noi, vreo șase, nu mai mulți, să vedem că, de fapt, viața de filolog este și altceva decât universitate, cursuri, laboratoare, cursuri practice, învățat limbi străine, învățat limba română, învățat literatură. Viața se compune și din altceva. Viața unui om care vrea să facă o carieră în domeniul filologic e o sumă de foarte multe lucruri. Și ce ne-a făcut?
Ne-am șirat câteva bucăți dintre cei 120 de studenți care am fost în grupă și îi obliga să mergem cu domnia sa la toate lansările de carte și la toate vernisajele de expoziție din Timișoara. Eram capitici. În urma profesorului, coloană infinită de studenți, năcășiți, speriați, amărâți. După câteva astfel de experiențe, domnul profesor mi-a spus: tu, pe săptămâna viitoare, scrii despre cartea asta. Nu scrisese nimeni până atunci, vă dați seama că și pe vremea aceea era o obsesie, așa, repede, repede, să văd de unde poseam niște informații despre cartea cu pricina. Evident că nu găseam niciunul dintre noi niciun rând despre cartea respectivă și tot din teamă am început să gândim noi în jurul unor cărți și am început să scriem niște, să zicem, comentarii în marginea unor cărți. În săptămâna următoare, tu te duci cu mine la expoziția aceasta și după expoziție îmi faci o cronică pentru ceea ce ai văzut. Cum te pricepi tu? Și așa încet, încet, preț de 2 ani de zile, acest distins domn profesor ne-a învățat să nu ne mai temem, să avem atitudine și să avem îndrăzneala, să avem propriul nostru punct de vedere, la început mai de teamă, după aceea dintr-un soi de respect față de noi înșine, ni s-au publicat acele lucrări și sentimentul nostru a fost: wow, cum adică? E bine ce am scris eu? Poate fi publicat cum se publică și un studiu al unui critic renumit? Și profesorul ne-a spus simplu: dragii mei, dacă n-aș fi venit să vă dau acest bobârnac și să vă fac să aveți imboldul acesta de a merge mai departe, niciodată n-ați fi devenit profesor așa cum se cuvine. Pentru că un profesor trebuie să înțeleagă că fiecare elev din fața lui este o carte deschisă și la rândul lui deschide niște cărți. Și că fiecare elev are dreptul să aibă propriul punct de vedere, propria judecată de valoare și mai ales, încă un lucru mi l-a spus fundamental, toți distinși profesori din această sală vor fi de acord. În mintea noastră de elevi, reacția era foarte clară. Profesorul are prestanță, stă dincolo de catedră, trebuie să respectăm, se bucură de noi când știm și luăm nota 10 și toată lumea ia examenul prior. Și nu ne-a pus întrebarea, nu cumva și noi, ca elevi, ca studenți, dincolo de a fi daruri pentru acest profesor, nu cumva și profesorul acesta este un dar pentru noi? Bună întrebare. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit că, spre deosebire de alte profesii, în meseria noastră de dascăl, există bunuri, există valori pe care nu ți le poate șefui nimeni? Fiecare întâlnire cu oricare dintre elevii și studenții noștri este o întâlnire sacră pentru noi. Un profesor, și cu atât mai mult cu cât este profesor în învățământul preuniversitar, nu are viață personală. Dacă un tehnician, un mecanic, un avocat, nu știu, la încheierea programului de lucru se duce acasă și se ocupă peste câteva ore de familie, un profesor nu face asta. Un profesor respiră de 2-3 ori liniștit, după care începe să se pregăti pentru întâlnirea de-a doua zi. Credeți-mă că în mintea și în conștiința unui dascăl nu există timp morți în care să nu se gândească la elevii lui. Asta se întâmplă întotdeauna, e invariabil. De ce? Pentru că dacă sunteți printre voi care veți dori să urmați cariera de dascăl și o să chiar vorbim despre acest lucru, o să înțelegeți că viața unui profesor se compune din felul în care orice elev se deschide către el. Eu mereu mi-am spus studenților mei: măi, oricât ar fi de greu și de complicat sau dacă este chiar o problemă din asta de fai, nu știu, la careva dintre examene nu sunt foarte bine pregătit, atâta vreme cât intri în sala de curs sau la clasă și ai o traumă, ai o frică, dascălul te simte și îl doare. În meseria de profesor simți altfel copilul, simți altfel elevul decât o face oricare alt profesionist. Și s-a întâmplat să-mi placă această meserie și s-a întâmplat să-mi placă să lucrez cu oamenii și mai ales s-a întâmplat un lucru pe care vi-l spun pentru a vă sensibiliza vis-a-vis de cât de important este să rămâi și să întorci cam tot ceea ce ți-a venit ca dar dinspre lumea în care trăiești. Când am terminat facultatea,
Am decis să mă întorc în Alba Iulia, spre disperarea tuturor profesorilor din Timișoara, care n-au înțeles nici cum au înțeles. Te duci în chestia mică, pe vremea cea Alba Iulia nu arăta cum arată astăzi, când tu ai aici variantă de 3 posturi universitare, de ce te duci în Alba Iulia? Pentru că acolo este acasă, al meu. Am venit în Alba Iulia, la câțiva ani am devenit, pe vremea aceea a fost un șoc în România, am fost cel mai tânăr doctor în filologie și am început cochetările. Dinspre american, dinspre francez, toată lumea avea să mă ia și să mă ducă prin tot felul de locuri. Și de fiecare dată am refuzat. Și din nou n-am înțeles de ce nu vrei să mergi. Toată lumea avea să plece după Revoluție în Europa, ca și astăzi. Pentru că pentru mine acasă este aici. Și vă întreb, v-ați gândit vreodată, dacă există lucruri pe care le-ați putea face în Europa profesional și nu le puteți face acasă? Chiar există astfel de lucruri? Tentația noastră este să mergem din ce în ce mai mult, mai ales tineri, plecăm mereu spre niște spații din acestea pe care le considerăm foarte generoase, cum că pe acolo sigur umblă cățeii cu colaci în coadă, și nu ne gândim, nu cumva o carieră trăznică, puternică, zdravă, am putea să o facem mai degrabă aici, într-un spațiu pe care îl cunoaștem și în care toată lumea ne sprijină. Îmi dați un exemplu de rațiune pentru care ar trebui să rămânem acasă? Acasă înseamnă în România. Cine gândește că la terminarea studiilor pleacă în străinătate? Chiar vă rog foarte sincer să ridicați mâna și să-mi spuneți, eu sunt cu pașaport de străinătate. Termin, am părăsit, am plecat. Honestly, vorba chinezului. A, vreți să rămâneți? Punem întrebarea. Uite, adică, uite, o colegă a ridicat acolo mâna, vrea să plece, pentru că nu poate să facă ceva ce și-ar dori aici. Ce anume? Mentalitatea. Haideți să vă povestesc o chestie drăguță, mă lăsați, apropo de mentalitatea oamenilor. Am fost în urmă și apropo de mândria de a fi român. Mor dacă nu vă spun asta, unii dintre colegii mei știu povestuța asta, că m-au scodit la un moment dat și le-am spus. Apropo de mentalitatea noastră și de câte lucruri știm și de câte lucruri nu știu alții despre noi și despre cât de generoși am putea să fim pentru Europa, dacă știm să transmitem lumii exact ceea ce trebuie. O să și vedeți niște imagini, care sunt imagini cu studenții mei și cu activitățile din viața unui profesor, ca să înțelegeți că profesoratul e o sumă de foarte multe lucruri și foarte multe distracții, printre alte multe lucruri serioase. În urmă cu vreo 3 ani și ceva, când mă vedeți de mică, m-am pus pe o dihanie de avion, nu spunem cât de mare și de... dar am încăput în el, și am plecat în fundul lumii, în Malaezia, să țin o conferință. Malaezia, spațiu total străin, apropo de ce spune colega de lumea aceasta cu altă mentalitate. În Malaezia, după niște experiențe pe drum foarte drăguțe, în Malaezia, stare absolut reală, trăită de mine. Dacă te uiți 2 secunde mai mult la cineva de pe stradă, faci următorul lucru. Îți zâmbește. Și-a rămas șocată. Și-a zis, mai stai puțin, oare de ce toată lumea, pe oriunde te duci în aeroport, stă și zâmbește, așa, se uite la tine și râde cu un râs de la deschis. Dragii mei, în Malaezia, zâmbetul adresat străinului, celui de lângă tine, este lege națională. Și o să ziceți, ce fain! Dar și vă întreb, în lumea noastră a țăranului autentic, care, cine stă la țară? Cine sau are părinți sau bunici sau... Perfect! Nu vi se pare că și noi românii autentici, orășenii, am cam pierdut treaba asta? Mergem pe drumul de la țară, prin stătucul românesc, câte o bătrânică năcăjită și câte un moșuleț în cârjă, și uitați-vă că toată lumea îți dă binețe. Habar n-aveți, mie mi se pare șocant, și dacă sunt la volan și trec prin câte un stătuc, oamenii de pe stradă te salută. Despre ce vorbim? De ce nu avem și noi exact același cod? Suntem cu absolut nimic diferiți. Suntem exact ca și oamenii aceștia foarte civilizați. Altă situație, tot în Malaezia și tot apropo de mândria noastră națională,
ca să vedeți că putem să lucrăm la ea foarte mult și este de gândit acest lucru.